Veniți sănătoși, Doamne ajută! Oamenii spun că au așteptat foarte mult, însă acum sunt bucuroși că au primit o locuință anele. Cât timp așteptați? De 8 ani. Mai sperați? Da. Din ce este formată familia dumneavoastră? Familia mea e acolo, în partea asta. Nu aveați unde locui, aveați nevoie de această casă? În gazdă. Și credeți că veți reuși să plătiți utilitățile? Probabil că... Vă gândiți să cumpărați? Da, în viitor. Și premierul României, Victor Ponta, s-a arătat mulțumit de cum se prezintă noile blocuri anele. Sunteți mulțumiți de ceea ce s-a făcut cu banii aici la Târgu Jiu? Aici arată foarte bine, realmente, și cred că și în țară o să mai mergem să mai vedem față de primele generații, să zic așa, de locuințe anele, categoric astea arată modern. Și acum am văzut eficiența energetică, importantă să plătească oamenii puțin la iarnă, întreținerea, că altfel degeaba au casă dacă n-au bani de întreținere. Nu la fel de mulțumiți au fost unii dintre chiriași. Ei au fost dezamăgiți de cum arată locuințele și spun că vor sta foarte puțin timp în ele. La ce vă nemulțumiți? Păi, au fost parchetul scos pe acolo prin camere, unele lucruri nu sunt așa cum ar trebui gândite, dar mulțumim că avem unde să stăm, mulțumim că putem să locuim undeva. De cât timp așteptați să primiți o locuință anele? Păi eu am băgat dosarul de 9 ani. Chiar dacă mai sunt și nemulțumiți, reprezentanții ANL speră ca în perioada următoare să construiască alte blocuri. Legea prevede ca după un an de zile, ce le-am spus și la început oamenilor, poate să cumpără acest apartament. Noi, guvernul dorește să-i transforme din chiriași în proprietari, astfel dând șansa și celorlalți tineri să-și obțină o locuință. Și toți banii din vânzare se duc numai pentru alte locuințe anele, adică le vindem pe măsură ce se vând celelalte, construim altele. Asta e ideea. Autoritățile locale susțin că este o mare realizare darea în folosință a acestor locuințe. Este o zi importantă atât pentru Târgu Jiu cât și pentru noi, Primăria Municipiului Târgu Jiu, pentru că așa cum ați văzut și ați fost prezenți astăzi aici, am înmânat cheile locuințelor anele, ați văzut oameni fericiți care s-au bucurat, ați văzut locuințele, ce condiții foarte bune au pentru locuit, la ce standard sunt făcute și cred că vom vedea din ce în ce mai mult oamenii bucuroși, pentru că pe lângă faptul că astăzi s-au predat cheile locuințelor, după cum vedeți, aici va crește un adevărat cartier. Cele 160 de locuințe au fost construite în zona Narciselor. Odată cu acestea, au mai fost date în folosință încă 5 locuințe din zona Plopilor, care s-au eliberat recent.